Conducerea Inspectoratului Școlar Județean ține să atragă din nou atenția cadrelor didactice privind obligativitatea aplicării Ordinului 5193 al Ministerului Educației referitor la temele pe care trebuie să le primească un elev în învățământul preuniversitar, ce trebuie dimensionat potrivit vârstei acestora. Oricum, potrivit aceluiași ordin, copiii nu trebuie să primească teme pentru vacanță, care este necesară pentru refacerea forțelor. A apărut ordinul Ministrului Educației numărul 5893 privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar. Vă amintiți că acest ordin, pe scurt, stabilea la clasele primare ca temele să reprezinte maxim o oră pe zi, iar la clasele gimnaziale maxim două ore pe zi. Însă cel mai important articol, cea mai importantă prevedere, pentru că astăzi, iată, 3 februarie este ultima zi de curs din semestrul întâi, este articolul care stabilește în mod explicit faptul că în perioada vacanței, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazia. În acest context, în ultima zi a semestrului întâi, urăm elevilor din județul Neamț o vacanță frumoasă, fără teme, cu multe bucurii și cu timp liber pe măsura intereselor fiecăruia. Apariția acestui ordin a fost necesară pentru a stopa tendința de supraîncărcare a copiilor cauzată de exagerările unor cadre didactice în acest domeniu, care supuneau copiii la adevărate corvoade din acest punct de vedere, dând la fiecare obiect sute de exerciții. Cel mai grav era faptul că, în aceeași cancelarie, cadrele didactice de la diverse obiecte nu-și calibrau între ele numărul de teme date, ajungându-se la aberații în ceea ce privește volumul de muncă prestat de un copil acasă. Redactorii Roman24 urează elevilor vacanță plăcută, timp în care să aibă timp să-și refacă forțele pentru a face față semestrului al doilea, care este și unul dintre cele mai solicitante.